La 1 decembrie 1918 are loc la Alba Iulia adunarea națională care hotărăște unirea Transilvaniei cu România. La manifestare participă 1228 delegații aleși pe plan local și 100.000 de oameni veniți cu entuziasm din toate părțile Transilvaniei, Banatului, Maramureșului și Crișanei pentru a consfinți liber de orice constrângere unirea cu patria mamă. Textul rezoluției de unire, aprobat în unanimitate, a fost citit de Vasile Goldiș în numele Consiliului Național Român Central. Rezoluția unirii prevedea și instaurarea unui regim politic democratic. A doua zi au fost alese organele provizorii ale puterii de stat, Forul Legislativ, Marele Sfat Național, prezidat de Gheorghe Pop de Băsești, și organul executiv, Consiliul Dirigent, prezidat de Iuliu Maniu. În aceeași zi, de 1 decembrie, se încheie și exilul suveranilor și autorităților de stat în Moldova. Regele Ferdinand își face intrarea solemnă în capitală, călare în fruntea trupelor române și a detașamentelor franceze și engleze, străbate Bucureștiul de la Mogoșoaia la statuia lui Mihai Viteazul de la Universitate, unde primește defilarea trupelor. Entuziasmul populației este uriaș.